Citesc doar un singur verset pe care îl găsim în 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Amin. Am început deja de câteva duminici o serie de predici referitoare la sfințenie, la viața sfântă a fiecăruia dintre noi. Unul dintre autorii creștini care a produs Biblia foarte faimoasă, Biblia Riley, a spus cuvintele acestea. Cum nu mă aștept de la un fermier să prospere în afacerile lui dacă își seamănă ogorul și nu se mai duce niciodată să vadă până la seceriș, tot așa nu mă aștept ca un credincios să atingă prea multă sfințenie dacă nu citește Biblia, nu se roagă și merge duminicile la biserică. El spune foarte clar, nu există sfințenie fără efort personal, fără acțiune personală. De aceea, subiectul meu din această dimineață sunt câteva acțiuni practice pe care trebuie să le facem noi pentru a deveni sfinți, pentru a ne atinge sfințenia personală. O scriitoare faimoasă creștină, Elizabeth Elliot, a spus că sfințenia n-a fost niciodată forța motrică a majorității. Cu toate acestea, este obligatorie pentru oricine vrea să intre în Împărăția Cerurilor. Un alt autor spune că lumea nu asigură galerie, deci nu încurajează, nu laudă, nu aplaudă pe cei care sunt pe calea sfințeniei. Nu există dorința lumii să vadă oameni sfinți. În introducerea mea, pentru că am menționat de câteva ori că noi suntem într-un fel, un fel de nepoți a mișcării sfințeniei din America, ceea ce a început în Anglia, practic, prin John Wesley, prin mișcarea lui a sfințeniei, ei au fost numiți metodiști pentru că au descoperit și au scris o metodă cum să fii sfânt. Foarte interesant că grupul de frați care se adunau se numeau benzi de sfinți. Cuvântul bandă prima dată a fost inventat pentru sfinți, nu pentru cei care sunt astăzi, bandiții de astăzi. Bandiții de pe vremea lui Wesley erau sfinți. Okay? Am să vă citesc pentru că sunt câteva reguli din benzele acestea de sfință, dacă vreți, pentru că vin sărbătorile și unele o să ne prindă foarte bine. Iată ce spune un capitol de reguli ale lui Wesley. Zice, abține-te cu grijă de la tot ce este rău, în special să nu cumperi și să nu vinzi nimic, absolut nimic în ziua Domnului. Deci nu te duce duminica la cumpărători și nu vinde nimic în ziua Domnului. Ziua Domnului este sfântă. Cei mai mulți dintre noi cam trecem peste regula asta, nu-i așa? 2. Să nu guști nicio băutură alcoolică, niciun strop, de niciun fel, numai dacă ți-o prescrie doctorul. Trebuie să te duci la doctor, să fii foarte beteag să îți dea ceva de băut. 3. Să te ții de cuvânt când vinzi și cumperi ceva. Să te ții de cuvânt. Ce lucru extraordinar, lucruri simple, nu-i așa? Dar oamenii aceștia, ori de câte ori se întâlneau, repetau aceste reguli și le învățau și au intrat în viața lor, în stilul lor de viață. Să nu iei zălog nimic de la nimeni, nici măcar ca să salvezi viața cuiva. Să nu vorbești de greșelile altuia când nu este de față și să-i oprești pe cei ce o fac. Okay? Când auzi că vorbește cineva de cineva care nu e de față, spune, hei, stop! Nu e aici, nu vorbim de el. Altă regulă, să nu porți ornamente nenecesare, cum ar fi inele, cercei, lățișoare, brățări, broșe și așa mai departe. Dacă nu-s necesare, nu le purta, domnule.
7. Să nu mesteci, nici să nu fumezi tutun. Wow, wow. Acum asta nu, la noi nu se prea potrivește, deși la Oradea, la un moment dat, aveam niște tineri în fanfară care fumau și mă temeau că iese fum de la instrumente când suflă în ele. Un alt capitol de reguli extraordinar de faine zice: respectă și participă la toate cerințele lui Dumnezeu, în particular să fii prezent la biserică și la cina Domnului în fiecare săptămână și la orice întâlnire publică. Face parte din sfințenia asta, știți? Face parte din regulile de sfințenie. Participă la citirea cuvântului în fiecare dimineață, în afara cazurilor de călătorie sau boală. Roagă-te în fiecare zi cu familia dacă ești cap de familie. Adună-ți copiii și roagă-te împreună cu ei. Citește Scriptura și meditează asupra ei în orice oră liberă. Nu în orice zi, în orice oră când ești liber, pune mâna pe Biblie. Respectă zilele de post sau abstinență în toate zilele de vineri din an. Ăștia în fiecare zi din vineri posteau și stăteau înaintea lui Dumnezeu. Acum sunt câteva reguli de cumpătare, de cultivarea cumpătării la masă. Ziceam că vin sărbătorile, vine Crăciunul, Anul Nou și ne-ar prinde foarte bine. Pentru că s-a constatat că la toate sărbătorile astea, Thanksgiving, Anul Nou, Crăciun, numărul celor internați la spitale cu probleme așa este foarte mare. Și cumpătarea este un lucru care ține și el de sfințenie. Unele reguli o să vi se pară amuzante, dar să știți că strămoșii noștri, dacă vreți, în ale sfințeniei, metodiștii, păstrau aceste reguli. Numărul 1 zice: gustă numai două feluri de carne. Wow! O felie din fiecare. 3. La fiecare mâncare stabilește mărimea porției înainte de a gusta. Noi punem hotărând după ce gustăm, măi, e bun, ia mai punem, nu? La început stabilește cât vei mânca. Zice, dacă e posibil, servește-te ultimul. Poate nu mai rămâne. 5. Dacă se servește must, numai must cu apă. Pe vremea aceea se punea must la masă, pune jumate apă. 6. Înainte să te așezi la masă, roagă-te pentru ajutor. E o încercare mare. 7. În compania altora, mănâncă numai brânză și rădăcini. Wow! 8. După un exces, sare peste următoarea masă. Dacă ai mâncat prea mult, următoarea masă nu mai mănânci. 9. La ceai, numai 3 feluri de alimente. Când servești zahăr și smântână după masă, nu mai servi pâine și unt. Wow! Regulă absolut simple, care țineau de sfințenia personală acestor oameni. Acum am să vă citesc câteva acțiuni practice pe care ar trebui să le facem, să ne păstrăm sfințenia personală, pentru că sfințirea nu este un eveniment. Eu am fost păstor la Church of God vreo 20 și ceva de ani și în fiecare lună trebuia să completez un raport. Și în raport era o rubrică în care mă întrebau câți au fost sfințiți din biserica pe care o păstoream în luna aia. Acum eu, care nu credeam că sfințenia este un eveniment așa, să petrece la comandă, nu răspundeam niciodată, așa că la mine nu se sfințea nimeni și ăștia erau alarmați, americanii. Eu, în urma predicilor mele, nu se sfințea nimeni. Pentru că eu nu credeam că este un eveniment, credeam că sfințirea este un proces care durează o viață. Așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, să ne ducem sfințirea până la capăt. Este un capăt la care ajungem, este un proces al sfințeniei. Regula numărul 1 sau acțiunea numărul 1 pe care vreau să vă recomand în această dimineață: practicați o permanentă conștiență a prezenței lui Dumnezeu.
Fiți permanent conștienți că Dumnezeu este prezent în viața voastră. Știm din Sfânta Scriptură că Domnul este cu noi și Alina a subliniat din nou în această dimineață, Domnul este cu noi, Dumnezeu este cu noi. Super, e extraordinar, numai că noi uităm că este cu noi în fiecare oră. El vede tot ce facem, aude tot ce spunem, știe gândurile, atitudinile, motivațiile noastre. Ar trebui să-ți aduci aminte mereu că Domnul este prezent, că Domnul este aici, că Domnul vede, Domnul aude, Domnul este cu noi. Când eram copii, bunicii noștri aveau o metodă foarte practică. Ori de câte ori plecam la joacă, bunica îmi spunea, vezi că îngerul Domnului vede tot. Ai grijă că îngerul Domnului e aproape. Și aveam această conștiință de copil că îngerul Domnului, cel îngerul care mă păzea pe mine, era aproape și vedea tot ce spun eu. Evrei aveau niște obiceiuri foarte bune, își legau filacteriile acele la mâini sau la haine, aveau niște ciucuri. Ba, și la ușorul ușii aveau puse însemnele acelea, nu? Cu legea. Și dacă ați văzut filme cu evrei, ori de câte ori intrau în casă, puneau mâna pe lucrul acela care nouă ni se pare foarte ciudat. Dar filacteriile, faptul că își puneau chiar pe frunte uneori, semnele acestea erau să le aduc aminte că Dumnezeu este prezent, că Dumnezeu este aici, nu? Alin vorbea despre versetele acelea care le puneam pe pereți în casă, nu? Toate astea ne ajută să ne aducem aminte că Dumnezeu este prezent, că trăim sub ochii lui Dumnezeu. Când uităm că Dumnezeu ne vede, ne facem de cap. Permanent păstrați această conștientizare că Domnul este aici, că Domnul este prezent. Numărul 2. Stai bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Citește Biblia în mod regulat. Apostolul Pavel îi scria lui Timotei, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Păi dacă nu îl ai, cum să-l împarți? Cum să-l dai la alții? Stai bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Citește Biblia în fiecare zi. Creatorul s-a revelat pe sine în Scripturi. Noi avem binecuvântarea aceasta să îl cunoaștem pe Dumnezeu din Scripturi. Scrie în cuvânt. Haideți să-l deschidem cuvântul. Haideți să-l citim. Standardele lui Dumnezeu de sfințenie sunt foarte clare menționate în Scriptură. Dar le cunoaștem? Nu putem trăi conform cuvântului lui Dumnezeu dacă nu cunoaștem acest cuvânt al lui Dumnezeu. Citirea și studierea zilnică a cuvântului lui Dumnezeu este acțiune de a aduna cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, să nu păcătuim, să fim mai sfinți. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru pandemie, pentru că pandemia m-a determinat să încep să citesc Biblia în fiecare zi. Și acum este al treilea an de când termin a treia oară de citit Scriptura, pentru că o citesc în fiecare zi. Faceți experimentul acesta, vă va ajuta să fiți permanent în contact cu Cuvântul lui Dumnezeu. Permanent în contact cu standardul lui Dumnezeu pentru viața voastră. Numărul 3. Roagă-te cu regularitate. Practică această disciplină a rugăciunii. Caută-ți un loc. Domnul vorbea despre cămăruță, despre un loc, un colț undeva dedicat rugăciunii. Folosește locul acela pentru rugăciune. Fă-ți o viață disciplinată de rugăciune. O poți combina cu cititul Scripturii în fiecare zi. Porunca aceea din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul 17, care spune, rugați-vă neîncetat. Sună parcă bizar, nu? Cum să te rogi tot timpul? Trebuie să și lucrezi, trebuie să faci altceva. E adevărat, dar poți să ai o atitudine de rugăciune în momentul în care ești conștient că Dumnezeu este prezent și te vede și te aude. Poți să întreții acest dialog permanent cu Domnul, indiferent ce faci. Bați cuie, faci tăiței, eu știu, curăți prin casă. Mulțumesc lui Dumnezeu și ești în continuu contact cu Domnul. Practică rugăciunea care te schimbă, nu rugăciunea aceea care încearcă să obțină ceva.
Asta e nenorocerea noastră, că suntem interesați mai degrabă de rugăciuni care să ne obțină ceva, să primim ceva de la Domnul, să ne dea Domnul ceva. Haideți să căutăm rugăciunile acelea care ne schimbă pe noi și ne transformă, ne face mai buni, mai sfinți, mai aproape de Domnul. Numărul 4. Fii proactiv în lupta împotriva păcatului. Păcatul prinde ușor rădăcini în viața noastră și crește și se înmulțește. A fi sfânt înseamnă să smulgi orice rădăcire de păcat, să fii foarte atent la păcatul care răsare în viața ta și să-l smulgi cât e tânăr, cât e buruiana, cât e tânără, o smulgi ușor. După ce o crescut mai mare, e o problemă. Cere Domnului să-ți reveleze zonele tale de slăbiciune, pe unde intră păcatul. Păzește acele zone prin care intră păcatul sau a intrat păcatul vreodată în viața ta. Dacă ai păcătuit pentru că ai umblat printre anumite locuri până acum, nu te mai du pe ulița aia, pe strada aia. Dacă ai păcătuit și ai căzut pentru că te-ai ispitit, eu știu, imaginele unui televizor, renunță la el. Sparge-l dacă trebuie, eu știu, fă ceva. Nu te mai du pe acolo pe unde ai căzut odată în păcat. În copilărie era o zi specială în sat când oamenii se duceau să repare gardurile satului. Pe vremea aceea gardurile erau simple, tăiau spini și puneau spini ca să nu treacă animalele. Pentru că în timpul anului erau animale care treceau prin gardul acela și mergeau și făceau pagube în culturile oamenilor. Să știți că diavolul, odată ce creează o breșă în paza noastră împotriva păcatului, tot pe acolo va veni. Caută locurile acelea sparte, spărturile acelea prin gardul de protecție și repară-le. Păzește, fii proactiv, luptă activ împotriva păcatului. Numărul 5. Răspunde imediat îndemnurilor Duhului Sfânt. Ori de câte ori suntem în pericol, Duhul Sfânt ne avertizează. Dar atunci când amânăm, înseamnă de fapt neascultare. Așa că dăm porunci unui copil de-al nostru să facă ceva și ăsta nu o face, o lasă pe mâine, poi mâine. Cum o etichetăm? Neascultare, pur și simplu nu ascultă. Dacă îl trimiți să aducă apă și el îți spune, lasă că mă duc mâine. Nu? Cum reacționezi la chestia asta, ca și părinte? Mulți dintre noi amânăm să răspundem la îndemnurile Duhului Sfânt. Acționează imediat ce Duhul Sfânt ți-o cere, mai ales când este vorba de păcat. Orice creștin, cât de slab ar fi el, Duhul lui Dumnezeu aprinde beculețul ăla roșu și spune, e păcat, ai grijă, nu te du, nu gusta, nu fă, nu vorbi. Și ar trebui să ținem cont de îndemnurile Duhului Sfânt. Amânarea duce la pericole și la păcate mari. Ascultarea imediată duce la victorii. Ne vom păstra sfințenia atunci când ascultăm de glasul conștiinței noastre și a Duhului Sfânt. Numărul 6. Evite locuri și situații chestionabile. Evite tot ce este rău. În 1 Tesaloniceni 5,22 Apostolul Pavel spune, feriți-vă de orice se pare rău. De orice se pare rău. Eu cred că Duhul Sfânt are menirea în viața noastră să ne arate acele lucruri care sunt rele. Și nouă ni se pare atunci că sunt rele, pentru că Duhul Sfânt ni le revelează. Ferește-te de tot ce ți se pare că este rău. Nu da prilej diavolului trecând și frecventând prin locurile acelea dubioase, nu periculoase, care te predispun la păcat. Dacă ai căzut vreodată în păcatul beției, nu te mai du pe la rafturile alea cu sticle, nu? Nu mai umbla pe ulițele alea cu bodegi, nu? În viața mea n-am văzut așa mulți bețivi ca și în Irlanda.
de exemplu. Se spune în Irlanda că dacă ceri îndrumări cuiva, vrei să ajungi undeva, imediat direcțiile ți se dau după pubs, după birturi. Te duci până la pubul ăla, de acolo faci la stânga, la dreapta, până la altul. Deci lumea se orientează în oraș după pubs, după restaurantele acelea care vând băuturi. Pe la 12 noaptea am ieșit de la un studiu biblic de la biserică și ne-am dus să mâncăm undeva. Frații m-au dus să mănânc. Și am văzut o coadă uriașă în oraș. La 12 noaptea am întrebat, ce e aici? Ce se dă? Ce se întâmplă? Ce? E un pub, e un... La beții. Ascultă, dacă ai probleme cu asta, nu te mai du pe ulițele alea cu pubs, nu? E de la sine înțeles. Dacă ai o inclinație păcătoasă, nu te du prin locurile acelea unde este încurajată inclinația aceea păcătoasă, nu? Nu da prilej diavolului. Evită singurătatea cu persoane de sex opus. Nu flirta, nu fă complimente nenecesare, nu te considera tare, pentru că nu ești. Mulți oameni care s-au considerat tari în Scriptură au picat aici. Fugi de situațiile acelea care sunt chestionabile și sunt dubioase, periculoase, poți să cazi în păcat. Numărul 7, care probabil vi se pare puțin ciudat, profită din plin de necazuri și încercări. Ascultați-mă, Dumnezeu folosește încercările și persecuția pentru a ne apropia de El. Cineva a spus că succesul te deformează, pe când insuccesul te formează. De aceea te lasă Dumnezeu să pierzi, să fii respins, te lasă Dumnezeu în încercări, în necazuri. Necazurile zidesc caracterul tău. Nu fugi de ele. Spune, Doamne, îți mulțumesc că acum îmi dai ocazia să mă apropii mai mult de Tine. Îți mulțumesc că necazul ăsta mi-a deschis ochii să citesc mai mult Scriptura. Necazul ăsta mi-a deschis ochii să înțeleg mai mult problemele altora și să te caut pe Tine mai mult și mai des. Și în final, ultimul sfat este, păstrează mereu o perspectivă eternă, o perspectivă veșnică. Viața de aici și de acum este temporară, oricum vom pleca din lumea asta. Ascultați-mă, nimeni nu scapă viu de aici, okay? Este clar. Nu lăsa ca lumea asta trecătoare să-ți afecteze emoțiile și reacțiile tale. Okay? Sfințenia ta este efortul din partea ta de participare la planul divin, la viața ta veșnică. Scopul tău este să ajungi ca Iisus și să fii cu Iisus veșnic. De aceea suntem într-o luptă aici, permanentă, spirituală, cu cel rău, cu păcatul, cu natura noastră și nu ignora niciodată această realitate. Suntem destinați cerului și călătoria noastră se termină acolo. Vreau să termin, să închei cu câteva întrebări de autoverificare, pe care tot Wesley le folosea și ne vor fi și nouă foarte folositoare în această dimineață. Întrebări de autoverificare, înainte să faci ceva, înainte să te duci undeva, ai întrebări, oare e în regulă sau nu e în regulă? Înainte să cumperi, să investești, să cine știe... Înainte unei acțiuni importante din viață, puneți aceste întrebări. Numărul 1. Lucrul acesta îl onorează pe Dumnezeu și promovează sfințenia? Mă ajută, mă va ajuta lucrul ăsta să fiu mai aproape de Dumnezeu? Îl onorează pe Dumnezeu, va fi Dumnezeu onorat de acțiune pe care o fac eu? Voi fi mai sfânt? Mă ajută la sfințenia mea personală lucrul ăsta? Pune întrebarea asta și vei vedea că nu toate lucrurile au un răspuns pozitiv la asemenea întrebare. 2. Mă ajută sau mă împiedică să mă închin lui Dumnezeu lucrul ăsta? Dacă mă duc acolo, mă ajută să mă închin lui Dumnezeu sau mă împiedică? Sau este o frână în apropierea mea de Dumnezeu? Numărul 3. Calc cumva cu această poruncă biblică?
Ce spune Sfânta Scriptură despre lucrul ăsta? E ok sau nu este ok? Haideți să citim în Scriptură. Păi dacă nu citim Scriptură, nu avem de unde să știm. Dacă nu știi citind Scriptura, întreabă pe cineva care știe. Dă un telefon pastorului bisericii, unui prieten de-a tău, întreabă-l, mă, ce zice Biblia de chestia asta? Ar fi normal să fac sau să nu? Sau e păcat? Nu? Numărul 4. Lucrul acesta îl face pe alții să se poticnească? Să vor poticni frații când vor auzi pe unde umblu eu? Nu cumva contribui la căderea cuiva? Vreau să vă spun ceva. Și eu și soția mea am fost oameni iubitori de carte, de cultură, de tot ce vreți. Ne-am fi dus din când în când la teatru. Erau piese majore, în Oradea ne-am fi dus la teatru. Dar întotdeauna puneam întrebarea asta, mă, da, dacă ne vede cineva, vreun frate, care va interpreta, mă, e liber de azi încolo să mergem oriunde, că uite, fratele la scaun și cu sora Rodica, uite unde merg, nu? Pentru ca să nu îi facem pe alții să se potignească, nu ne duceam. Avem multe libertăți în Hristos, suntem oameni liberi, suntem liberi în Hristos, dar Apostolul Pavel spune, auzi, decât să se potignească cineva, ai dreptul să mănânci ce vrei, toate sunt bune, dar dacă fratele tău se potignește, nu mânca, Domnule. Nu-ți folosi libertatea pentru pușcăria altuia, nu? Libertatea să cadă cineva văzându-ți cum tu-ți consumi libertatea. Limitează-ți libertatea funcție de cugetul celorlalți. Numărul 5. Dacă Domnul ar fi aici, de față, ar fi mulțumit de mine? Dacă Domnul m-ar vedea cu ce mă frământ eu acum și ce-mi trece mie prin cap, nu? Ar fi happy? Ce am eu de gând să fac? Gândiți-vă la lucrul ăsta. Altă întrebare. Și asta poate e cea mai tulburătoare. Numărul 6. Aș vrea ca fiul sau fiica mea să facă același lucru? Aș vrea să-l văd pe băiatul meu că face exact ceea ce vreau eu acum să fac? Dintr-o dată veți vedea lucrurile din o altă perspectivă și nu o să mai faceți. Și numărul 7, ultima, nu cumva sunt pentru ceva ce urăște Dumnezeu? Nu cumva eu acum am de gând să fac ceva și sunt foarte excited și Dumnezeu urăște lucrul ăsta? Eu cred că dacă ne-am pune aceste întrebări vis-a-vis de marile decizii care le luăm în viață, ne vom păstra linia unei sfințenii personale. În încheiere vreau să vă citesc câteva întrebări pe care le puneau frații noștri metodiști ori de câte ori se întâlneau în acest club sfânt, în aceste benzi de sfinți, cum spuneau ei. Când cineva era acceptat în acest club sfânt, erau 11 întrebări care îi se puneau omului respectiv. Păcatele sunt iertate? Ai pace cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos? Ai primit mărturia de la Duhul lui Dumnezeu care mărturisește cu Duhul tău că ești copilul lui Dumnezeu? 4. Este dragostea lui Dumnezeu turnată din belșug în inima ta? 5. Este vreun păcat interior sau exterior care domină viața ta? Ești gata să-ți mărturisești greșelile? Poți accepta să ți se arate greșelile pe care le faci în public și acasă? Asta e foarte grea. Dacă vrei ca fiecare dintre noi să poată să spună tot ce gândește despre tine din timp în timp, vrei să spunem ce credem despre tine, cum te vedem noi? A, nu, nu, pacea Domnului, suntem bine, ok, you are ok, I'm ok, everybody's ok. La sfinți nu merge așa. Trebuia să spui exact ce se întâmplă și să lași pe alții să spună întrebările alea incomode.
Doresc să spunem ce credem, orice de ce ne temem, orice auzim cu privire la tine? Vrei să spunem ce se vorbește despre tine? Dacă dorești să devenim tot mai apropiați și să-ți putem cerceta adâncul inimii, ești de acord să deschizi inima, să ne dai voie să vedem ce este în ea? Dorești să fii cu totul deschis și sincer și să putem discuta tot ce ai în inimă fără rezerve? Ei, până nu răspundeai la asta, nu erai acceptat în clubul celor sfinți. Știți că fiecare întâlnire a clubului sfinților începea cu 4 întrebări fundamentale. Numărul 1. Ce păcat cunoscut ai comis de când ne-am întâlnit ultima dată? Imaginați-vă că veniți la biserică și frații din comitetul bisericii stau la ușă. Vă întreabă, ce păcate ați făcut săptămâna asta? Să vedem dacă te lăsăm sau nu să intri înăuntru. Wow! Numărul 2. Cu ce ispite te-ai confruntat săptămâna asta? Cu ce ispite te-ai confruntat? Cu ce ispite a venit diavolul la tine? 3. Ai fost eliberat sau încă ești sub povara vinovăției? Și ultimul, ce ai de gând sau ce ai făcut când ai avut îndoieli dacă e păcat sau nu? Ce ai făcut când ai avut îndoieli într-o decizie, e păcat sau nu e păcat? Aceste 4 întrebări erau întrebări care ți se puneau de fiecare dată când mergeai la clubul celor sfinți. Nu e de mirare că pe oamenii aceștia Dumnezeu i-a folosit să schimbe lumea. În primul rând au schimbat țara lor. Dacă Franța a cunoscut Revoluția și a trecut printr-un dezastru național, unde au murit milioane de oameni nevinovați, Anglia a fost scutită de Revoluție, pentru că Dumnezeu a făcut această Revoluție a Sfințeniei prin oameni ca John Wesley. Vin sărbătorile. Poate că nu e rău să ne gândim la câteva dintre aceste reguli, dacă le mai ținem minte, și să încercăm să trăim o viață sfântă. Pentru că Dumnezeu spune, fiți sfinți, pentru că și eu sunt sfânt și Domnul să ne ajute. Amin. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să cerem puterea Domnului, să cerem ca Duhul Sfânt să ne călăuzească, să ne păstrăm o viață sfântă. Să ne rugăm ca sărbătorile acestea să fie într-adevăr sărbători sfinte.